Această muzică de care noi vorbim jazz este născută dintr-o sinteză afroamericană. Toată lumea cunoaște fenomenul. Cred că ați auzit de fuziunea asta. Dar cu timpul, din cauza caracterului deschis și mai ales acest element improvizatoric, s-a îmbogățit mult de tot. Adică n-a mai fost numai afroamericană. În primul rând au intrat pe filieră caraibiană, elemente latine, din America Latină, din Cuba, din Mexic, fiindcă erau cele mai aproape de Statele Unite, unde s-a creat această sinteză. Eu am dat exemplu ăsta chiar pe post de uvertură, pentru că într-un fel reprezintă expansiunea actuală acestei muzici. Adică nu mai e strictamente legată de acel spațiu. A fost cam până, să zicem, până prin finalul anilor 50. Și atunci, nu știu dacă vă amintiți, că eu mi-amintesc fiind foarte matusalemic, s-a întâmplat o diversiune. Adică a apărut bossa nova în Brazilia. Bossa nova, adică un fel de val nou. Și principala contribuție la estetica jazzului a fost că, brusc, dintr-o limbă universală, să zic așa, cumva lingua franca de până atunci, care era engleza, că vă uitați la toate filmele alea din anii 30, 40, 50, toată lumea cârâia pe englezește încercând să imite modelele americane. Ei, brazilienii au zis, nu, hai să cântăm pe portugheză. Deci atunci s-a produs această breșă și uitați cu ce rezultate incredibil. Adică ei cântă în georgiană, care e o tradiție acolo, cu acest cânt polifonic, atât de puternic încât cumva au un sânge, da? Și ca și dansul, l-ați văzut. Deci pentru ei, pe acest disc, eu am și discurile audio, nici măcar nu scriu voci. Pentru că vocea se presupune că este la purtător. În mod normal, pe un disc de jazz scrie vocal, piano, drums, trumpet, mă rog, toate instrumentele și vocal. Ei, ăștia nici măcar nu trec vocalul, de ați văzut ce rol principal are, nu?